Bun găsit! Suntem în municipiul Gher, la județul Cluj. Suntem în plină procesiune. Oamenii vor parcurge pe jos aproximativ 7 km de aici, din municipiul Gherla și până sus la Mănăstirea Nicula. Deși este un drum lung și vorbim despre peste 2 ore de mers pe jos, credincioșii spun că pentru ei a devenit o obișnuință, că nu este un drum complicat și mai ales este o tradiție. De asemenea, ei spun că e o formă de rugăciune și de jertfă față de Maica Domnului. Așa cum spuneam, e o tradiție pe care oamenii de-ai locului o respectă de 10 de ani. Procesiunea este condusă de către înalt preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, însoțit de preasfințitul Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, și de preasfințitul Macarie, episcop vicar de Ruse. Este într-adevăr o zi importantă. Astăzi, a treia zi de pelerinaj, pentru că de la ora 22, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, la care în fiecare an vin să se închine 10.000 de credincioși, va fi scoasă din biserică, iar spre miezul nopții preoții și enoriașii vor înconjura biserica cu această icoană. Totul va culmina mâine cu Sfânta Liturghie de la ora 9 de Sfânta Maria. 70.000 de persoane au fost aici anul trecut în cele 4 zile de pelerinaj, iar preoții de la mănăstire spun că se așteaptă și anul acesta la un număr la fel de mare. Îi urmăm și noi pe oameni aici în procesiune, urmărim ce se întâmplă pe parcursul zilei și revenim cu cele mai importante detalii.